În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, prea cu cerinci părinți, iubiți frași și surori împreună rugători, Hristos a înviat! A înviat. Dau slavă prea milostivului Dumnezeu că m-am învrednicit în această sfântă și luminată zi a învierii să fiu în mijlocul frăților voastre. Am cântat și cântăm neîncetate la această prăznuire, că Paștile sunt izbăvire de întristare. Iar această doxologie se potrivește atât de minunat în această comunitate eucharistică, unde se cinstește icoana Maicii Domnului potolește întristările noastre. Cu multă durere ne-am rugat la începutul anului trecut, înaintea icoanei Maicii Domnului Potolește în tristările noastre, pentru greu încercata mamă, Camelia Mihaela Smicală din Finlanda. Și am simțit o mângâiere și o nădejde după ce am înălțat cu toții rugăciuni înaintea acestei icoane care împodobește această biserică și prin care se răspândește belșug de har. Și iată una dintre marile minuni pe care le-a săvârșit preasfânta născătoare de Dumnezeu prin această icoană este și întoarcerea copiilor cameliei acasă. Este primul paște pe care această mamă îl sărbătorește acasă împreună cu copilașii ei. Mi-au transmis mai multe mesaje, am vorbit și la telefon cu ei și mi-au spus că au fost la Sfânta Biserică, s-au spovedit și s-au împărtășit acum de înviere, Mihai și a reluat slujirea sa de ipodiacon la biserică, Maria a avut grijă de lumânări, este cea care întotdeauna are grijă de lumânările din sfeșnicele bisericii și sunt fericiți în Hristos și putem spune înaintea preasfinte născătoare de Dumnezeu, cântând acționul, îngerul a strigat, celei pline de dar, fecioare bucură-te și iarăși zic bucură-te că fiul tău a învi înviat, iar paștile ne sunt cu adevărat acum ispăvire de întristare. Ne gândim și la Sfântul Apostol Petru, care de asemenea a fost izbăvit de întristare de către Mântuitorul Iisus Hristos, cel răstignit și înviat. Cunoaștem că el cu toate că a făgăduit înaintea Domnului că nu se va lepăda de El nici la moarte și nici dincolo de moarte, Domnul, cunoscând ispita prin care avea să treacă, i-a prevestit că înainte de a cânta cocoșul de trei ori, se va lepăda de El. Însă v-aș propune să revenim puțin la textul scripturistic, să trecem mai întâi prin această prevestire a lepădării lui Petru de Mântuitorul Iisus Hristos, apoi prin acel episod atât de tragic, de dramatic, al lepădării sale de Domnul și apoi să ne oprim la arătarea Mântuitorului Iisus Hristos de după înviere, când l-a iertat pe ucenicul său, pe verhovnicul apostolilor, și l-a repus în treapta apostoliei. La cina cea de taină, instinctiv, atunci când Domnul a spălat picioarele ucenicilor săi, Petru, și a tras picioarele, spunând că nu este vrednic să fie slujit de Mântuitorul Iisus Hristos să-i se spele picioarele. Iar Domnul i-a zis atunci, Petre, ceea ce fac eu, tu nu știi acum, dar vei înțelege după aceasta. Însă el, cu și mai multă stăruință, a spus, nu vei spăla picioarele în viac. Însă Isus i-a zis, dacă nu te voi spăla, nu ai parte de mine. Zisa apoi Domnului Simon Petru, Doamne, spală nu numai picioarele mele, ci și mâinile și capul. Însă Isus i-a zis, cel ce a făcut baie n-are nevoie să fie spălate decât picioarele, căci este curat tot. Și voi sunteți curați, însă nu toți, fiindcă îl vedea înaintea lui pe Iuda Iscarioteanul, care avea să-l vândă. De aceea a spus Domnul, nu toți sunteți curați, după cum ne încredințează Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în Evanghelia sa. Însă, atunci când Domnul le-a transmis ucenicilor în cuvântarea de despărțire că va fi răstignit și că se va despărți de ei temporar, Petru l-a întrebat pe Mântuitorul, Doamne, unde te duci? Iar Isus i-a răspuns, unde mă duc eu, tu nu poți să urmezi mie acum, dar mai târziu îmi vei urma zisa Petru lui Doamne, de ce nu pot să urmez și acum? Sufletul meu îl voi da pentru tine. Iisus i-a răspuns, vei pune sufletul tău pentru mine? Adevărat, adevărat zicție, că nu va cânta cocoșul până ce nu te vei lepăda de mine de trei ori. Și într-adevăr, atunci când Domnul a fost prins și a fost dus la judecată înaintea sinedriului mincinos, Petru de departe îl urma pe Mântuitorul Iisus Hristos, descurajat, descumpănit, înspăimântat de faptul că Mântuitorul Iisus Hristos nu a ripostat și s-a lăsat prins de către și săi, de către torționarii săi. Însă de departe îl urmărea pe Mântuitorul Iisus Hristos și a ajuns Simon Petru acolo unde era judecat Domnul Iisus Hristos de către căpetenile preoților legii mozaice. Iar una dintre slugile arhiereului, care era rudă cu cel căruia Petru îi tăiase urechea în grădina Ghețimanii și pe care Domnul l-a vindecat, i-a zis, nu te-am văzut eu pe tine în grădină cu el, adică nu te-am văzut oare în grădina Ghețimanii? Și Petru s-a lepădat și a zis, nu sunt eu acela. Nu sunt eu acela. Apoi, în momentul în care Simon Petru stătea și se încălzea, acolo, în curtea de la Pretoriu, ce era dimineață, și L-a întrebat cineva pe Petru, nu cumva ești tu unul dintre ucenicii săi? Și iarăși s-a lepădat de Mântuitorul Iisus Hristos, Petru spunând, nu sunt eu. Și de asemenea, o altă slugă de acolo din mulțime, iarăși s-a apropiat de Petru, spunând că și glasul îl vedește, ca fiind de Galilean, urmaș al Mântuitorului Iisus Hristos, Galileanul, și Petru iarăși s-a lepădat de Domnul spunând că nu l-a cunoscut și nu l-a văzut niciodată pe învățătorul său. Și tocmai atunci când el s-a lepădat de trei ori, a început să cânte cocoșul, iar Petru a ieșit afară și a început să plângă cu amar a crezut că Mântuitorul Iisus Hristos a înviat și nu a deznădăjdu nici o clipă. Tocmai de aceea, împreună cu câțiva dintre ucenicii, după ce Domnul a înviat și i-a încurajat pe apostol în foișorul, unde erau un închiși de frica iudeilor, Petru se afla la Marea Tiberiadei și le-a zis celorlalți ucenici care erau împreună cu el, între care și Toma cel numit geamănul Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zevedeu și alții, le-a spus acestora, mă duc să pescuiesc. Și i-au zis ei, mergem și noi cu tine. Și au ieșit și s-au suit în corabie și în noaptea aceea n-au prins nimic. Însă făcându-se dimineață, Iisus a stat la țărm dar ucenicii n-au știut că este Isus. Deci le-a zis Isus, fiilor, nu cumva aveți ceva de mâncare? Ei i-au răspuns nu. Iar el le-a zis, aruncați mriaja în partea dreapta a corăbiei și veți afla. Deci au aruncat-o și nu mai puteau să o tragă de mulțimea peștilor. Și a zis lui Petru, ucenicul acela pe care îl iubea Isus, adică Ioan, Domnul este. Deci Simon Petru, auzind că este Domnul, și a încins haina, că era dezbrăcat și s-a aruncat în apă. Și ceilalți ucenici au venit cu corabia, căci nu erau departe de țărm, ci la 200 de coți, trăgând mreaja plină cu pești. Deci când au ieșit la țărm, au văzut jar pus jos și pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i a prins acum. Simon Petru s-a suint în corabie și a tras mreașa la țărm, plină de pești mari, 153, și deși erau atâția, nu s-a rupt mreașa. Iisus le-a zis, veniți de prânziți și niciunul din ucenici nu îndrăznea să-L întrebe, cine ești tu, știind că este Domnul. Deci a venit Iisus și a luat pâinea și le-a dat lor și de asemenea și peștele. Aceasta fiind cea de-a treia arătare, a Domnului înaintea ucenicilor după ce a înviat din morți. Domnul Iisus Hristos, în primul rând, a dorit să le arate ucenicilor că trupul său nu este un trup aparent, ci este trupul său real, pe care purta semnele cuielor și rana din coastă provocată de lancea cu care a fost răpuns pe crucea răstignirii. Deci, trupul Mântuitorului Iisus Hristos era însuși trupul său cu care a pătimit și s-a răstignit și care a fost nesuflețit trei zile în mormânt, însă acum era transfigurat și imponderabil, așa cum vor fi toate trupurile la învierea cea de obște în cerul nou, și pământul nou. I-a arătat și lui Toma rana din coasta sa și semnele cuielor din mâinile și picioarele sale. Și l-a și pe Toma că el este Hristos cel răstignit și înviat. Și iată, acum a mâncat împreună cu ucenicii săi, nu pentru faptul că avea nevoie de mâncare, ci să le arate, vădit, că trupul său este real. Sfinții părinții ne spun, oare a fost un proces fiziologic firesc dacă el a mâncat? Ei, tot ei ne răspund afirmând că această mâncare pe care Domnul a consumat-o s-a topit în trupul său. S-a topit în trupul său. Trupul său nu avea nevoie de hrana cea pieritoare, ce a mâncat împreună cu cenicii, arătându-le că El este Domnul și nu este o nălucă, așa cum -a, li s-a părut odinioară, tot pe marea ce-a a Galilei când s-a stârnit furtuna și ei se aflau singuri în corabie. Așadar, Domnul i-a încredințat că El este cel răstignit și înviat. Iar trupul său nu este un trup aparent, ci este un trup transfigurat. Cu trupul său Domnul a intrat prin ușile încuiate, arătându-ne faptul că la aceeași măsură vom ajunge și noi atunci când vom împărăți cu El în truslava celei de a doua veniri. Dar Mântuitorul Iisus Hristos avea să-L primească în chip solemn duhovnicește pe Apostolul Petru în ceata apostolilor, iertându-L de lepădarea sa de el. Dacă de trei ori Petru s-a lepădat de Mântuitorul, Iisus Hristos, de trei ori Domnul avea să-L întrebe dacă îl iubește cu adevărat. A treia oară chiar s-a întristat Petru, s-a mâhnit, fiindcă îl iubea foarte mult pe Mântuitorul. Doamne, Tu știi că Te iubesc, de ce mă mai întreb și a treia oară? Însă Domnul de trei ori l-a întrebat ca să-L repună în apostoliei, deoarece de de, 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 trei ori să le pădase Petru de Hristos. Și I-a zis așa Domnul ucenicului său, Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? El i-a răspuns, da, Doamne, tu știi că te iubesc. Zis lui, paște mielușelii mei. Iisus i-a zis iarăși a doua ară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? El a zis, da, Doamne, tu știi că te iubesc. Zis lui Iisus, păstorește oile mele. Isus i-a zis a treia oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că i-a zis a treia oară, mă iubești? Și i-a zis, Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc. Iisus i-a zis, Paște oile mele. Adevărat, adevărat zic ție, când erai mai tânăr, te încingeai singur și umblai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile tale și altul te va încinge și te va duce unde nu voiești. Iar aceasta a zis-o, însemnând cu ce fel de moarte va preaslăvi pe Dumnezeu ucenicul său. Și spunând aceasta i-a zis, urmează mie. Vă spuneam adineaurii de faptul că atât Simon Petru cât și ceilalți ucenici, când l-au văzut pe Domnul umblând blând uscat pe valurile învolburate ale Mării Galilei, când s-a strânit acea furtună pe mare, li s-au părut că nu este Isus, ci că este o fantomă, o nălucă. Și au strigat cuprinși de spaimă. Însă Petru, plin de curaj, l-a întrebat, Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine. Și Domnul i-a spus, vino la mine. Și Petru a coborât din corabie și s-a îndreptat spre Iisus, pășind deasupra valurilor uriașe stârnite de furtună. Însă o clipă s-a poticnit, a șovăit și a luat privirea de la țintă, de la Hristos. Și s-a gândit ca orice pământean la legile fizicii, oare chiar merg eu, pășesc pe apă, deasupra apelor? Și îndoindu-se, potignindu-se, a început să se cufunde tot mai mult, tot mai mult, simțind că se neacă în furtuna aceea foarte mare. Însă a strigat cu toată credința și cu toată nădejdea către Hristos, Doamne, scapă-mă! scapă-mă să nu mor, să nu mă nec. Și Domnul l-a prins repede de mână, l-a ridicat, izbăvindu-l de moarte, însă l-a dojenit cu blândețe. Puci credinciosule, pentru ce te-ai îndoit. Iubite frate și iubite soră, pe de o parte, din cele lecturate din Sfânta Scriptură despre Apostolul Petru, Trebuie să înțelegem că nu trebuie să ne bazăm doar pe propriile noastre puteri și să bravăm, așa cum a bravat Petru înainte de răstignirea Mântuitorului Isus Hristos, spunând, Doamne, Sufletul meu mi-l pun pentru tine, te urmez până la moarte și dincolo de moarte. Abravat, s-a mândrit și a uitat cuvintele spuse de Domnul atunci: Fără mine nu puteți face nimic. Și dacă a bravat, iată, Dumnezeu a îngăduit această cădere pedagogică, însă l-a păzit Domnul și nu l-a lăsat să-și ia viața să se sinucidă așa cum a făcut ucenicul trădător Iuda Iscariotianul. Avea mult mai multă credință, mult mai multă dragoste, mult mai multă nădejde în Domnul decât a avut ucenicul trădător. Și Domnul nu l-a lăsat. Și i-a dat posibilitatea să lucreze pocăința și să ne arate și nouă iubite frate și iubite soră că nu mai prin lacrimi ne putem spăla haina sufletului nostru. Atunci suntem autentici, atunci suntem adevărați, când ne plângem păcatele asemenea lui Petru Verhovnicul cu lacrimi de pocăință. Așadar, nu brava asemenea lui Petru, ci puneți nădejdea în Domnul și nu uita de cuvintele sale. Fără mine nu poți face nimic, iubite frate și iubite sora. Pe de alta, iată, îl vedem pe acel Petru care se afunda în marea învolburată, în acea furtună care s-a stârnit pe Marea Galilei. Și Petru a simțit că dacă nu strigă către Hristos, va muri, Aca așa cum a simțit cineva care s-a prăbușit de pe un bloc zgârie el era târnat acolo, curăța acel bloc în Statele Unite și la un moment dat de s-a desprins funia și a căzut la mare înălțime, însă a strigat asemenea lui Petru, Doamne scapă-mă! Și în clipa aceea trecea un trailer plin cu saltele relaxa și el a căzut acolo. Nu l-a lăsat Hristos, nici pe acest creștin care a strigat cu toată credința, Doamne scapă-mă! Era imposibil. Dar a fost posibil pentru Dumnezeu. Ceea ce e nouă ni se pare uneori că este imposibil pentru Dumnezeu, este posibil. Totul este cu putință, iubite frate, și iubite soră. De aceea, dacă ești cuprins de întuneric, de deznădejde, de descurajare, de frică, ridică mâinile spre cer. Asemenea lui Petru privește cu mult curaj la țintă, la Hristos, și spune asemenea lui, Doamne, scapă-mă, nu mă lăsa. Și Hristos te va prinde de mână, însă nu lăsa pe Hristos de mână, până în momentul în care se va risipi tot întunericul din jurul tău. Iubite frate și iubite soare, El este lumina, El te luminează, El te ridică, El te noiește, El te sfințește, El te mântuiește, așadar la o la altă să spunem, Hristos a înviat bucuria noastră. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Amin!